Din momentul în care cumperi un animal și eventual înainte de acest moment, trebuie să știi că te angajezi să porți o responsabilitate pentru mulți ani. Asta implică și anumite riscuri în cazul în care nu ești pregătit suficient. Sunt destul de multe greșeli pe care le poți face, astfel încât să îți pui în pericol noul prieten, dar prin care îți poți complica și ție existența. Poate că acel cățeluș pe care îl vezi în vitrină este cât se poate de drăguț, dar nu te-ai asigurat înainte că se potrivește cu personalitatea sau stilul tău de viață. Înainte să faci o asemenea achiziție, informează-te foarte bine despre diverse rase și vezi ce elemente specifice au. Terierii, de exemplu, au tendința de a săpa prin curte, iar alte rase de câini sunt prea gălăgioase sau prea energice. În plus, cățeii pot moșteni și alte trăsături din familie, nu neapărat specifice rasei, așa că este bine să te interesezi de comportamentul părinților lui, lucru destul de simplu dacă îl cumperi de la o canisă adevărată. Obiceiurile rele sunt destul de greu de scos din mintea unui animal, dar și mai greu este dacă acesta crește fără să fie învățat ce nu are voie să facă. Chiar înainte ca un cățel să înceapă dresajul propriu-zis, trebuie să-l înveți tu însuți comenzi simple precum șezi sau culcat. Între 8 și 16 săptămâni, cățelușii absorb cel mai bine informațiile, această perioadă având un rol definitoriu în comportamentul lor de mai târziu. Apoi, în fiecare an, trebuie dus la un curs scurt în care să-și împrospăteze cunoștințele. Dacă tu îi impui cățelului tău reguli, dar copilul tău îl lasă să stea în pat și să mănânce cât vrea el, cățelul va fi confuz și nu-și va mai da seama ce are și ce nu are voie să facă. Trebuie ca întreaga familie să adopte același comportament în ceea ce îl privește și nu uita că fiecare lucru bun pe care îl face trebuie răsplătit, pe când greșelile trebuie taxate imediat ce sunt observate, nu cu răutate, dar cu strictețe. Bunătățile își pierd valoarea dacă animalul le primește fără să merite. Gândește-te la ceva ce îi place ca la o monedă de schimb pe care să-i oferi doar atunci când el te răsplătește într-un fel. Dacă animalele nu sunt expuse la o varietate însemnată de oameni și animale, vor dezvolta anumite frici și un comportament ciudat. Când ieși în parc, încurajează-ți câinele să se joace cu alte animale și să fie prietenos. Pentru căței, perioada propice pentru a învăța să socializeze este între 3 și 12 săptămâni. Animalele au foarte multă energie care trebuie să fie descătușată, cea mai bună modalitate fiind reprezentată de mișcare. Plimbă-ți câinele în fiecare zi pentru minimum 30 de minute dacă nu vrei să înceapă să-și verse energia făcând fel de fel de prostii prin casă. În plus, asta îi va face bine și la sănătate. În afară de toaletă, animalele mai au nevoie și de un colțișor al lor, așa cum adolescenții își doresc propria cameră. Ai grijă să amenajezi un asemenea cuib retras unde ele se pot odihni atunci când simt nevoia de liniște.